Văd multe persoane care sunt furioase ca o viață de cacao, plină de suferință și durere. Totuși, sunt puțini care își pun întrebarea ce ar putea face diferit ca să scape de durere. Dacă ești unul dintre acești puțini oameni, te felicit. Primul pas ca să scapi de o durere este să schimbi situația în care ești, sau măcar un aspect din acea situație. Primul pas, de fapt, este să recunoști că ești acolo, până la gât, și să stai cu întrebarea ce poți face diferit. Ai observat vreodată vreun copil? Când dă peste o situație care nu-i convine, are doar două alternative. Ori își ia jucăriile și pleacă la mama sau la tata să plângă, ori își asumă inconștient să facă ceva diferit ca să rezolvă problema. Cel care fuge la părinți rămâne mic în suflet și la 70 de ani, chiar dacă nu mai are părinți la care să fugă. Cel care alege să-și asume răspunderea pentru acțiune, una proastă cum o fi, crește din acea acțiune, se descoperă pe sine și se dezvoltă. În video precedent a apărut întrebarea de ce ai crește. Și atunci când alegi să acționezi, de fapt crești, te dezvolți și ești propriul tău stăpân. Îți asumi propria viață, ți-o creezi. Când alegi să fii un copil la nivel de comportament, îi lași pe alții să-ți creeze viața și doar te plângi de cât de plină de cacao este. Devii o victimă când refuzi să crești în timp ce atunci când îți asumi acest proces, devii creatorul propriei vieți și co-creator al vieților celor cu care interacționezi. Vrei să ieși din ciocolata amară a vieții tale? Alege să crești. Sunt Elena Paula Șchiubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.